Salutare, dragi vereșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de GTA 5 Online. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Ei bine, vereșanilor, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul pe care mi l-ați acordat la episodul anterior. Sincer să fiu, chiar mă așteptam să vă placă atât de mult. Vereșanilor, vreau să vă spun ceva și anume că am făcut level 11, am stat și am jucat foarte, foarte mult off-camera. Totodată am făcut și de destul de mulți bănuți, aș putea să spun eu, cu ajutorul cărora am reușit să-mi iau această motocicletă, care eu zic arată destul de interesant, și această mașină de pe strada de ți-am luat-o, dar mă bucur că am reușit să o tunez și totodată să o bag într-un garaj. Pe lângă acest lucru, mamă ce se înjură ăștia, bă băiatul, uitați-vă și voi geată. Pe lângă acest lucru, vereșanilor, mi-a luat și un așa zis garaj, să zicem așa, unde să-mi depozitez diferitele mașini. Eu zic că arată destul de ok mașina și astăzi o să vreau să merg să o, să zicem așa, să o restilizez puțin, să zicem așa, numai puțin, dacă îmi permiteți. Dar nu știu de ce acum când apeșez, când nu-mi arată banii, da? Dacă mă duce la, mă știu puțin la info sau la stats, nu știu, dar n-aș putea să mă duc la stats. Hai să mă mișc puțin. Settings online, nu mi-arată stats ceva? Nu știu, map, friends, info, nu știu, abar n-am, setting, store, ia să-mi aici, nu? Da, nu mă lasă, nu știu. A, uite acum mi-arată banii, am 14.215 bani pe care eventual îi pot folosi, nu știu, poate o să merg să modific puțin mașina, mai puțin să apăs eu S că să mă duc puțin la map și să vedem unde găsim noi ceva chestia de modificat, da, vezi ce prin... Nu găsim ceva, uite, aș putea găsi aici. Ok, o să mă duc acolo. Bun, vereșanilor, îi dăm bătaie. Ne plimbăm puțin cu mașinuța asta minunată și mirobolantă, care eu zic arată super, super frumos. Sper să nu fie lag pe filmare, deși după cred că ar trebui să fie. Și sper să vă placă și vouă totodată acest episod. Se controlează relativ ok mașina, dar în același timp și puțin cam greuț. Văd că rușii se înjură acolo de, cred că de morți. Avanam. Mamă, dar mă bagă pe străduțe de astea, nu știu, mi-e și frică așa puțin, pentru că doar ce am intrat în GTA, am făcut destul de multe curse, vereșanilor, curse pe care o să le facem și astăzi, bineînțeles. Eu zic că se controlează chiar ok, frate, doar că, bineînțeles, trebuie să știi să conduci, evident. Deci, na. Mi-e să depărtăm noi puțin camera, așa mai. Scuze. Nu cred că am lovit tare. Shit. Da, e mai greu cu controlul mașinii. Se controlează ce-i drept puțin cam complicat, adică trebuie să știi să o... să o folosești. Trebuie să ai îndemânare, mai bine spus, vereșanilor, deci da, nu-i problemă. Ok, aici trebuie să facem dreapta. Ia, fiți atenți aici la mine. Nu! Nu, hai că am lovit ceva. Să vedem câte pot să-i adaug, având în vedere că e o mașină de pe stradă. Dar contează că am reușit să o bag în garajul meu. Adică, na, am reușit să o bag, în garajul meu. Și asta eu zic că e super, super bine. Ia să-mi trecem. Mamă, și asta e frumoasă, și pe aia ar trebui să iau. Având în vedere că văd că a murit omul și a clansonează în continuu. Bă, frate, mă, tot sunt oameni aici. Deci, având în vedere că omul e mort, aș putea să... Uite că am venit aici la Rich Prey. Cred că și Rich Prey se poate numi. Aici găsim ceva mașini frumoase, apare nu. Bun, hai să vedem. Los Santos Customs. Oh, salut, my friend. Salut, salut, bro, bine ai venit pe live. Ok, hai să vedem, vereșanilor, deci ce putem, repair în primul și în primul rând. Hai să vedem la armor aici, deci aparent puteți să-i punem armor. Mamă, frate, m-a luat criza deja. Bun, hai să vedem brakes aici, putem să spui, da, sunt unele blocate, nu știu acum dacă din cauza, vereșanilor, nu știu dacă din cauza explozii, nu, până aici putem. Aia o zice, sunt așa, musical, nu, dacă musical loop aici ceva, mamă, dar astea costă standard. Uite, să-i pun chestii de asta. Ok, lights, ia să vedem aici. Astea să, astea erau mai frumoase, dar hai să ne neon. Mamă, dar costă, bă, băiatule, eu am, mamă, dar toate costă foarte, foarte mult, gen mașini, culori așa, gen de desubt, dar aici la neone. Ia, deci nu mă las, ok. Hai să ne următoare chestie. Asta ce o fi? Nu știu, momentan nu aș vrea să-i pun chestii nasoale. Uite aici ceva în spate. Ia să zic ce număr să-i pun. Uite, ăsta aș vrea. Cu 600. Cru, ia să vedem. Asta nu mă lasă. Classic. Ia să vedem aici niște culori. Niște culori cât de cât ok sau de culori de Doamne ajută. Uite, un alb mi-aș dori, sincer. Nu știu, mie îmi place foarte mult cum arată albul ăsta.
Să ne la mai găsim ceva. Și roșu arată cât de cât ok, dar parcă nu-i ceea ce caut eu. Și galbenul ăsta. Cred că, mamă, dar 9200 nu mi-ajung banii. Ceva așa mai de buget low. Vedem dacă mergem așa aici. Astea sunt blocate, din păcate, mamă, era frumos. Dar acest negru, sincer, pare cât de cât ok. Și acest negru, dar mai bine mă îndrept pe alb, sincer, o să las așa un alb, dar nici ăsta nu pare va fi alb. Destul de complicat, sincer, că nu vreau să cheltui foarte, foarte mulți bani. Uite, atunci asta o să las. Ok, după care mergem aici la metal, să mă lase la... și la metal, mamă, dar, uai, de capul, ce culori frumoase sunt aici. Dar deja am pus, mamă, și movul ăsta, mamă, dar arată de-a dreptul frumos, mamă, dar asta costă, nu mă sunt. Asta ar părea, mamă, deci dacă ajuta, costă 14.000. Asta e, ce să faci? Metalic, ceva? Și metalic s-ar putea, cred că... Metalic arată mai frumos, sincer. Verdele asta cu 12.000. Albastru ăsta ar părea foarte, foarte frumos. Și cred că ăsta o să-l și iau mai degrabă, pentru că nu. Iese metal să aici? Nu, ok. Aici ceva, mă lasă. Asta l-am deja, deci toate o blocate aparent. Bun, hai să mergem la crom aici, aici. Nu, cred, nu pot, nu. Bun, hai să mergem mai jos, vereșanilor, aici. Cel vehicle, doamne, nu vreau să vând mai vehiculul. Pentru că a costat bănuți, ești de bun, nu mai am bănuți. Aici nu putem, aici nu putem. Turbo aparent nu putem. Wheels type. Low, ia să vedem. Da, mi-ajung banii. Să-i punem și niște roți, mai de Doamne ajută, da? Stai puțin să vedem Chrome Rhymes. Mă, dar asta costă. Dar totuși nu-mi plac astea, sem. Ceva frumos, frate, ceva să reprezinte și până în 4700. 3700, să vedem astea cât îți. Nu prea plac, sincer. Astea cred că vor fi blocate. Ia să vedem la Chrome aici, mamă, dar asta costă, bă, băiatule. Hai, să vedem aici, end. Ceva de buget low. Nu, asta iarăși costă. Off-road. Off-road nu aș vrea, sincer. Tu. Da, nu. Atunci mergem noi aici la low rider. Ori astea, ori am dar cum am urât de sincer, adică să fim serioși. Nu știu, nu-mi prea plac. De ce nu găsim 3700? Cred că astea o să și îi le iau, pentru că nu... Gen, altcumva nu prea pot, sincer, că nu prea am bani, asta este, dar o să încerc să fac curse, pentru că mi-a arătat acel garaj, efectiv. Off-road, se mai la tuner. Erau mai frumoase, era un alt, dar totuși nu mi-a ajuns. Bun, cam asta e vereșanilor momentan. Hai să mergem aici la... Avem aici ceva? A, nu. Ok, window. 1500, mamă, și cât de aproape eram. Păcat, păcat, fratele meu. Na. O să venim, cred că o să-mi punem chestia asta pentru că arată mult mai frumos, sincer. Mașina, no, cam asta e, o să dăm confirm. Ia să ieșim de aici, sper să filmeze și obiectul. Mamă, arată frumos și e drept, adică am făcut-o trebuie frumos. Bine, chestia de sus nu știu cum aș putea să o schimb, dar eu zic că momentan arată chiar frumos mașina, adică na, având în vedere că na. Eu cred că și roțile îmi plac foarte, foarte mult cum arată. A, iarăși de ăștia care se bate aici. Nu, bun. Hai să apăsăm puțin nescăverea și anilor, numai puțin dacă îmi permite, să vedem dacă filmează, bineînțeles, OBS-ul. Evident că filmează, totul e bine, vreau să fiu sigur, nu de alta. Ok, deci aparent totul e bine. Astăzi să dăm și ceva curse, dar mai întâi o să vreau să mă plimb puțin cu mașinuța, minunată și mirobolantă. Să apăs puțin SK, map, și să ne ducem noi, eventual, aici acasă. Mamă, aici mai aveam un respray. Ok, na bun, să ne ducem noi acasă rapid, să vedem pe unde mă bagă, pe ce se reduce mă bagă. Eu zic că arată chiar frumos, nu glumă, fratele meu. Nu mai am prea am bani, dar astăzi o să dăm curse din nou, vereșanilor. Sper să ocup o poziție relativ ok. Sper să nu fie lag pe filmare, ce-i drept. Dar va trebui să mai scad și eu niște setări, pentru că de obicei am văzut că în momentul în care dau curse e puțin ciudat, se vede puțin ciudat pe episoade, nu știu de ce, sincer. Acum folosesc și un alt bitrate momentan, pentru a se vedea cât de cât ok. Folosesc un bitrate de 25.000, dacă nu mă înșel. Bine, nu e o diferență mare între 25.000 și 30.000. E acolo ceva, dar nu una încât să fie foarte, foarte mare, știi? Nu știu, eu zic că se controlează foarte, foarte frumos mașina. Având în vedere că e de pe stradă, poate de asta nici nu mă las să se adaug. Și poate că nici n-am experiență atât de mare, gen, poate trebuie să am level, nu știu, level 20, 30, 50, poate, cine știe. Dar oricum eu sunt mulțumit, adică am făcut exact cum îmi place mie. Ce e drept, gen, chestia asta, gen, pe care e pe mijloc, aș vrea să o fac într-o altă culoare, dar cu 1000 de dolari nu cred că găseam ceva frumos. Poate că găseam, dar nu știu ce să zic, sincer.
Mai de ce mă tot sună toată lumea? O să vă arăt imediat și motocicleta. Nu știu dacă am, dacă motocicletei, motocicletii, motocicletei. Hai bă! Ok, așa să o bag. Să nu o lovesc nu de alta. Bun, hai să vedem cum arată garajul nostru de 35.000 de... Hai să vă arăt puțin cât am dat pe elverișanilor. Ia să vă arăt puțin. Mergem aici. Perfect. Ok. Și să vă arăt aici la low end. Să vă arăt cât am dat pe el, bă, băiatule. Poate ce vezi să așa. Nu, ăsta 35.000. Nu, ăsta l-am lăsat care. Nu mai știu, ceva de aici din zona asta am luat. Cred că nu mi-l mai arată aparent. Am dat 35 334.000, că ăsta nu-i ăsta nu-i, ăsta să fie oare. Nu, nu e ăsta. Nu mi-l mai arată aparent, dar ceva în genul ăsta. Oricum ați văzut cum cât am dat pe el. Deci el era rău efectiv. Așa într-o săi, nu? Da, bun. Să vedem o mașină. Cred că acum aș putea să cumpăr o mașină, dar nu mai prea am bănuți. Asta e problema destul de mare. Următoarea pe mașină pe care mi-aș dori să o iau, hai să vedem care să fie. Una care să nu fie nici foarte, foarte scumpă. Uite, Bravado ăsta. Văd că se ieftin. Bravado. A, Dominator. A, e o diferență. Eu am Bravado. Deci eu am Bravado și aș vrea să-mi iau un Dominator, doar că sau un tot Bravado, dar Buffalo. Ăsta era Gauntlet. Mamă, ce nume, fratele meu. Văd că sunt mașini, destul de multe mașini frumoase. Mi se pare că mi-am luat și o motocicletă, că am rămas să zic, mamă, și asta e frumoasă după asta, dar... Că se fă. Să vă arăt și motocicleta, să vedeți cum merge și cât de frumoasă e. De ce mă tot sună lumea, bă, băiatule? Deci, de ce mă tot sună lumea? Hai să vedem aici, motocicleta, să vedem ce poate. Mamă, ești nebun. Hai să vedem, bă, băiatule. Hai că se duce, prințesa. Se duce, nu dai cu ea. Păi și el e destul de rapidă, sincer. Acum o să ne deprimăm doar puțin, pentru că după vreau să vedem și o să dăm o cursă neapărat. Dar de dus se duce, nu dai cu ea. Se duce, e rapidă, dar de vândut, nu, sincer, nu aș vrea să o vând. Poate, eventual, nu știu, poate în viitor o să o vând, dar mi se pare că e destul de rapidă și foarte, foarte bună în același timp. Este singura motocicletă pe care mi-a plăcut, sincer, și în banii pe care i-am avut. Și m-am spus, cred că, sincer, e mai util o motocicletă decât o mașină, să zicem așa, pentru că o mașină, na, se o lovești repede, dar cu motocicleta treci pe oriunde. No, bun, hai să o băgăm aici în garaj rapid, vereșanilor. Și după să dăm o cursă, bineînțeles, pentru că altceva nu mai avem ce să facem. Astăzi mi-am tunat mașina. Ok, hai să dăm online jobs, quick job, play race. Și hai să dacă ne găsește vreo cursă, deși nu știu ce să zic, pentru că oamenii aparent în loc să joace GTA ro. Să zicem. Român. Lunin ăsta e român, că de-aia scris ro. Da, uite că a găsit și o cursă. Dacă scriem salut. Hai să vedem. Sunt români ăștia pe aici. No, bun, hai să vedem. Deci aparent am găsit ceva, dar criminal records. Nu știu ce. Sper să nu fiu o cursă de aia grea. Gen, aparent nu era român. Nu știu ce a scris ro, că de obicei băia care scriu ro se referă la România. Poate înseamnă și altceva, nu zic, nu. Ok, hai să vedem dacă intră băieții. Mamă, dar tot că am ca mulți. Mulți invitați, dar niciunul nu să intre. Am înțeles, dau cu boi și ăștia, n-ai cum să o dai efectiv. Nu știu, chiar m-a prins efectiv destul de tare GTA 5 și chiar îmi place super, super mult. Deja filmul de 13 minute. What? You have been kicked. Mi-a dat kick, bă, băiatule. What? Ați văzut? Ce mi-a dat kick? De ce mi-a dat kick, vereșanilor? What the fuck? De ce mi-a dat kick? Deci mi-a dat kick, efectiv. Incredibil. De ce mi-a dat kick? Ce am făcut? Ce am făcut? Ce am făcut greșit? Uite, am intrat altundeva. Dar nu sunt mulți aici. Deci ce am făcut greșit să-mi dea kick, efectiv, lol. Dubios, rău. Hai să vedem dacă intră băieții grei. Ok, doi au intrat. Dar ce nu-i arată ălea TMI? Al domnului TMI. Pe level, what? Poate n-are level, ești nebun, deși n-ar trebui. Sau poate a răspuns, gata. Deci hai să vedem ce alegem. Asta, nu. Asta sau asta. Asta o să rămână. Păi acum nu știu dacă e o alegere foarte, foarte bună, dar na. Pare pot... așa, nu vreau să fac chestii. Confort, thumbs up, hai să dăm un thumbs up aici. Rămâne asta, dar nu știu cât de rapid o fi și cât de controlabil o fi.
Aia, acum ce o fi, o fi vere. Și sper să nu fie la pe filmare, deși, vă repet o dată, nu cred că ar trebui să fie. Teoretic, acum, practic, na. Hai să vedem, nu pariem nimica. Mă pun aici, pucnesc degetele să vedem cât de bine o să ne descurcăm astăzi. Ok. Ia să vedem. Deci mi-aș face câteva setări, dar am uitat. Trebuia să fac câteva setări. Ok, mamă, dar se duce mașina, e rapide, de rapide. De rapide, e rapide. Stai cu minte în banca ta, uite la el. Uite la el, vrea să-mi taie fundul, vrea să-mi... Uite, pe primul loc, easy. Plânge copilul. Și se controlează teoretic destul de bine, dar sper ca pe filmare să se vadă cât de cât ok. Vrea să-mi taie fața, știi, să mă arunce, dar nu o să reușească. Ăla cu mașina lui, spaima ții... da. Uite la el. Spaima curselor, ești nebun. Dar de ce ai cu mine, bă, băiatule? Să nu-i tai fața, că știi de ce? Dacă o să-i tai fața... Dacă o să-i tai fața... Bravo, frate, mi-ești bun. Mamă, frate meu. What? Voi vedeți, vereșanilor? De locul 3. Da, deci cât să fă... Când ești noob, ești noob. Mamă, și vine, vine în spatele meu. Vine în spatele meu, aparent, cred. Era să ratez checkpoint-ul, că dacă ratam, eram rip. Nu știu, și aici, în tunel, efectiv, când intri într-un tunel, parcă ai lag și scad FPS-urile, dar nu știu de ce, sincer. Chiar e foarte dubios, sincer, aici. Tunelurile, în general, sunt dubioase. Ok, ia să vedem, vereșanilor. Să vă locul 3, aparent. Băi, sincer, și locul 3 e ok, dar doar să nu... Da, gen, dar poate să dau și eu un comeback, ceva în genul ăsta. Nu știu, efectiv. Ok, că am făcut și un mic driftuleț, o încercare de drift, bineînțeles. Nu știu, în general, mie mi se mișcă jocul foarte bine, dar pe filmare că mă uit se vede așa puțin ciudat. Dar nu înțeleg de ce, să spuneți acolo în comentarii. A, stai cu minte, frate, mă. A, nu poate urca băiatul. Păi copilul, locul 1, la locul 2, m-am speriat, m-am zis, gata. M-am zis, bă, frate, cum locul 1? Locul 1, locul 1. Loc 1, sunt loc 1. Aaaa, bă frate, un level de... Și mi-a arătat și acolo în stânga că sunt level. În stânga jos, dacă v-ați uitat. Că sunt loc 1, dar o să dau fail. Deci e drept, o să dau failuri, pentru că eu sunt mai nubalău așa de felul meu. Așa, e bine cum am venit, cum și cum am sărit. Aici iarăși o să dau mare fail, pentru că aici nu-mi iese de obicei chestiile astea. Oho, mamă. Mamă, ce bine m-am controlat, ați văzut? Ați văzut? Nu dai cu tisterul. Ok, bine, dacă o să termin pe poziția 1, o să fiu cel mai fericit din România, efectiv. Adică un începător, fratele meu, o să facă, să ia locul 1, dar deși e în spatele meu ăla și o să-mi ia fața, cu siguranță. Contează să, bine, să se vadă bine pe filmarea asta, contează, zic eu. Să vedem câte lepuri are, pentru că dacă are mai multe lepuri, o să fie ce drept mai complicat. Astăzi o să dăm decât două curse, pentru că nu vreau să fac atât de lung episodul. M-am lungit ce drept puțin cam mult. A, dar nu vine ea, frate, îmi spune unde -s? Gata, am câștigat cursa. Aici doar dacă o să dau un fail. Nu văd, nu văd, nu văd. Nice, GG Andrei Vereș, GG bro. You're a pro player to GTA. You're the best noob. Nu, acum sincer chiar nu are rost să mă fac noob, pentru că mă descurc bine, adică... Nu oricine reușește să ia poziția 1 în GTA. Ok, e bine. Nu, 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 nu. Hai că e bine că m-am dat puțin peste cap, dar să nu vină aia azi din spate. Nu prea îi văd, sincer, nu știu ce au făcut sau ce încearcă să facă, dar na. Și uite, aici în joc am 91 de FPS-uri. Da, mai are un lep, are încă un lep, mamă. Sau poate mai multe lepuri. Bună sătă. Dar ce trebuie să faci aici? New fastest lap. Dar ce trebuie să faci aici, vereșanilor? Că, ce, spuneți-mi, de fapt, ce să spuneți? Că degeaba spuneți că acum e gata. Dar nu știu ce trebuie să fac aici, sau până termină ceilalți, sau cum, că nu înțeleg. Mamă, și să fac din nou iarăși. Ăla cu parașuta, cu ce acolo? Mamă, vin, dar sunt spatele meu. E bine. Se apropie din ce în ce mai tare. Orice greșeală pe care, uite, și aici o să mă coste, da? O să mă coste pentru că mi se pare de-a dreptul extravagant, aș putea spune, pentru că mi se pare... Nu știu aici care e schema, există o mică schemă, fratele meu. Uite, uite, ceva în genul ăsta. Ok. Ok. Ok, hai că e bine.
Ok, bine, adică am trecut cu brio. Deci trebuie foarte multă atenție aici, pentru că dacă nu ești atent, o să te coste foarte, foarte mult. Dar eu, bine că mi-am ținut 2-3 minute poziția de loc întâi, chiar dacă nu sunt mulți, cei drept, dar au levele mari, adică să ne uităm puțin sau să fim atenți la statutul lor. Sau poate au făcut level cu hack, cine știe, asta e treaba lor. Uite, gen scade aici relativ considerabil FPS-urile, nu știu de ce, și când filmezi și chestii de genul, habar n-am. Nu știu, se vede poate și ciudat pe filmare, să sperăm că nu se vadă foarte ciudat, după care cei care trebuie să-și revină. Acum, nu știu dacă își revine sau nu. Sperăm că o să aibă doar două lepuri, pentru că nu știu ce-o fi setat ăla. Sperăm că nu ne trolează. Te duce Twisterul, nu o dai cu el la curse, dar și dacă o să câștig bani mulți, o să-i dea vereșanilor meritul lor. Aici a vrut să facă un troll sau poate că s-a, nu știu, blocat. Ok. Very good. Nu prea văd aici, sincer, nu prea văd nimic ca gen să fie player, deși cred că unul se apropie din ce în ce mai tare față de mine. Totdeauna, gen, când în GTA, dacă e cineva aproape din spatele tău, dacă e cineva în spatele tău, uite, deja vin băieții, are șanse mai multe decât tine, mai ales dacă, deci dacă dai fel oricum, e clar, n-ar rău să te mai gândești, dar când... Ok, bine, aici chiar m-am descurcat mult mai bine. Dar când... Și dacă, nu știu, e destul de aproape de tine și nu dai fail, tot te poate lua, pentru că totdeauna are aderența aia mai mare, sau nu știu exact cum se spune, indiferent de mașină, cred, gen, acum dacă ai una tunată și bună de bani gata, să zicem așa, vă dați seama că o să ai tot avantaj, dar dacă e o mașină pe care ți-o recomand acolo sau ți-o dă cursa, vă dați seama că nu o să ai șanse mari, mai ales dacă e aproape de tine ăla. Nu știu sincer cât durează cursa, că deja... Na, oricum, dacă nu cred că doar cursa asta o să dăm vereșanilor, pentru că nu vreau să vă plictisesc, să zicem așa. Ok, ia să vedem. Nu vreau să vă plictisesc și după vedem ce mai facem, dar să sperăm că nu se mă spawneze în deșert, că de obicei mă dă în deșert, frate, că termin o cursă și nu înțeleg de ce, sincer. Ok. Mamă, sperăm că iau asta. Am luat-o. Sau nu? Mamă, deci la fix a fost asta, voi vedeți? Deci la fix. Deci la fix. Hai să vedem. Dacă nici acum nu iau star, dacă nici acum nu iau... Nu o să se termină cursul, o să dau rage, fratele meu. Gata, am ieșit pe locul 1. GG. GG. No, dar cu zero și o diferență, a fost diferență relativ mare față de ceilalți. Adică să fim serioși, bă, băiatule. Mamă, la locul 1, ești nebun, e prima dată. Ce câștig frumos din partea lui Andrei Vereșne, săracul. Mamă, dar așa dau failuri mari. Și că am luat și 100 de repuri în plus. Hai că facem așa level 12. Nice. Oh, și că create secondary color vehicle paint. Nice. Hai că a terminat și ăsta. Bun. Locul 1. Hai să vedem ce chestie face Twister acolo. 7.000 a avut cursa. Sunt foarte tare. Suntem 15 jupuri de astea. Bani. Mamă, 8.000 de dolari. Mamă, voi fac așa halul ăsta mașina. Aș mai vrea să fac și level 12 în acest episod. Dar nu știu, să vedem. Aș mai sta, cred că, la o cursă. Andrei VR 10. Yeah. Like. Ce frumos arată acolo, frate, când câștigi, ești nebun. No, dai. Hai să dăm aici un like. Văd că ceilalți au ieșit, că au fost mai mulți, sincer. Nu mai puțin să verific eu o chestie aici la GTA. Bă, sperăm să nu fi fost lăguți, că de obicei, nu știu, face fiți așa GTA 5. Hai să vedem ce se votă, că eu aș mai vrea, sincer, să dau. Uite, aș vrea ceva în genul ăsta. Și motociclete ar fi frumos, da? Nu știu, să vedem ce votează lumea. Momentan nu a votat niciunul. Ăla a votat cu motociclete, văd. Deci, cred că aia cu motociclete stunt. Bine, toate stand dacă e mamă și toporul ăsta. Poate o să facem într-un livestream, că m-aș gândi sincer să fac și un livestream așa cu GTA 5. Acum vă dați seama că nu o să mă axez eu doar pe GTA 5, pentru că o să mai postez și alte jocuri. Să vedem dacă mai intră și alții, pentru că 3... Na, devine așa mai puțin mai plictisitor, mai una alta. Deci, na, să sperăm că nu o să iasă, pentru că dacă o să rămânem în 2, 1 vs 1, cred că o să fie atât de frumos. Și, da. A picat over the bridge. Am over the bridge, deja am așa cu rău. Dar nu știu de ce nu mai intră lumea, bă, băiatule. Adică toată lumea, nu știu, se duce și rusul ăla sau ce era, mi-a dat kick, bă, băiatule. Bă, deci nu pot să cred. Oricum, mi-a dat kick și a știut de ce mi-a dat kick. Cam câștigat, să zicem așa. Hai că începe sesiunea aparent. Jucăm așa în 3. Nu știu de ce, dar totuși devine așa puțin ciudat în 3. Hai să vedem. Deci eu o să rămân cu motocicleta mea. Asta sau... Asta e o diferență? Cred că diferența... Eu o să iau pe asta. O să vă spun și de ce. Pentru că de fiecare dată pe, când am luat-o...
Am făcut chestii frumoase. O să mă îmbrac în verde. Hai să mă îmbrac în verde. O să dau enter aici. Dăm un, o să las casca și dăm un thumbs up iarăși. Că thumbs up-urile apare poartă noroc. Sau swipe up. Dați un swipe up, vereșanilor. Nu știu, am așa o fericire în mine și totodată când încheie episodul o tristeze, că parcă văd, ba, se vede lag, ma, nu mai pot. Nu știu, ori se setările sunt prea ridicate, ori nu știu, vrum, 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 vrum. A, nu pot să apăsesc, că nu, cred că pot să scad, nu știu. Dar setările nu sunt așa ridicate, mamă, și mă dă și pe ultimul loc. Dacă aș sta să fac setări, aș sta, aș pierde practina. Așa, ce genul este dezactivat player, e ok. Chestia, dar nu mai știu cum se numește. A new crew. Oh, nice, și cam. Nu știu ce scrie acolo. Ok, e, nu știu ce face. Mamă, pe ultimul loc. Nu mă supăr dacă rămân pe ultimul loc, având în vedere că am câștigat astăzi. Adică să fim serioși. Și văd că e și destul de easy cursa asta. Mamă, era să iau ăsta că m-a luat după, m-a uitat după adversar, mamă, dar ce se duce locul 1. Mamă, apare nu e așa rapidă asta, din păcate. Nu știu, e, dacă apăsă ce se întâmplă. Mamă, iarăși mi-e că e lag pe filmare, ce nu-i bine. Iarăși mi-e că e lag. Că simt eu, știi, și de asta. A, se și dacă iau locul 3 nu contează GG oricum, pentru că na, am luat locul 1 astăzi, dar măcar să iau bănuți acolo, bănetul, să vină bănetul. Pentru că poate o să-mi vând, gen să-mi adaug câteva chestii mașini, știi? Nu cred că pot să-l mai iau, doar dacă dă fail băiat, toate tot. Dar aici, sincer, n-ai ce, gas company. N-ai ce să dai fail, mamă, aici, e compania de gaz sau ce e asta? Mamă, ești de bun. Mega compania de gaz, motoarele. Bă, pe aici, lol, am m-am speriat, am zis gata, ce se întâmplă? A, e clar. A, e să clansonez. Poate dacă fac level 12, nu știu, măcar dacă aș face level 12 ar fi super tare, dar nu știu dacă reușesc, având în vedere că nu o să ocup o poziție foarte bună și nu se iau atât de multe repuri. Poliția, culcat. Hai să ai bine. Ok. Încerc să evit când mai multe chestii, că ne sunt sigur că or fi obstacole care totuși îți iau ceva din viteză. Sunt foarte multe chestii care se încarcă aici și poate uneori se vadă ciudat, știi? Mai ales în tunelurile astea, nu știu. Sper să nu fi zis tunelurile, că mi se mai întâmplă. Nice. Deja, din păcate, de poziția nu o să mai pot ocupa. Bă, unde? Aolo! What the fuck, fratele meu? Ce cursă e asta? A, a terminat deja, GG oricum. Mă bucur că are doar un lap, știi? Asta e bine. Dar ce cursă e asta, bă, băiatule? Așa, apeși... A, gata, s-a terminat. Nice, GG. A, s-a terminat. A fost o cursă relativ ok. Locul 3, hai să vedem. Măcar dacă mi-ar da răpuri, știi, ca s-a terminat, uite, între mii am și terminat o cursa. Jupul mi-a dat 10 de deci ar trebui să-mi dea și roll points. Uite, 1480, hai să vedem. A, păcat, nu, nu reușit să facem astăzi oricum. Zice, am unul ce face asta, dă-i frate, dă-i să sune. Da, oricum, Gigi. Știți care e chestia? Eu aș vrea acum, pentru că... Sau hai să mai dăm o cursă, frate, totuși, că e frumos, sincer. Adică poate aș reuși să fac level mare. Nu știu, deja de totuși filmăm de 30 de minute. Sincer, aș vrea să mă retrag. Ok, hai să vedem. Încercăm să ieșim afară. Momentan va trebui să așteptăm puțin, sincer, că aș vrea să mă bag, vereșanilor. Aș vrea să mă duc, iarăși să mă spawneze în deșert, pentru că because why not, nu știu. Având în vedere că acum, frate, am o locuință, să zicem așa. Nu înțeleg de ce, mă rog, locuință. Poate ar trebui să-mi iau o locuință, ce-i drept. Dar costă foarte, foarte mult. Sincer, și nu știu ce aș putea să fac. Și vereșanilor, din episoadele viitoare o să vreau să fiu și alături de voi. Deci o să fie super, super frumos. Cel puțin sper să fie frumos.
Deci, da. Să-i strângem acolo mai mulți într-o sesiune. Oricum, numele meu pe GTA este Andrei Vereș 10 sau pe Rockstar Twister 710 sau 9, ceva genul ăsta, nu mai știu exact, dar cred că o să vă las în descriere toate numele, bine? Ca să nu fie probleme. O să stau cei drept puțin, o să stau cei aici cei drept puțin până o să-mi găsească și mie ceva. Dar asta e. Sincer, chiar sunt foarte, foarte fericit că, frate, pot să filmez multe jocuri noi. Gen, vedeți voi, eu de care postam doar Minecraft și acela era în lag și chestii de genul, am ajuns să postez mult mai multe jocuri, să zicem așa, că m-a spawnat. E bine că, uite, tocmai ce spuneam, mă spawnează la malul mării. Dar spuneți-mi și vă rog acolo în comentarii, de ce? Adică cu ce am greșit eu să fiu spawnat la malul mării? Mă, dar cât de realistic e totul, ești nebun. Așa, acum... Uite un vapor acolo, oare aș putea să... Poate mergem... Bă, nu știu, puteți să spuneți acolo în comentarii câteva chestii așa pe care, nu știu, mi le-ați zice să facem, că, na, curse nu o să dăm în fiecare episod, asta e clar. O să mai dăm și de episoadele viitoare curse, dar vă dați seama că o să dau mai mult off-camera pentru a face chestii interesante în episod, știi? Dar nu știu cum o să ies eu de aici acum. O să rămân eu, ud. Mamă, mi intră piciorul în nisip, fratele meu, ești nebun. Uitați-vă și voi cum stau acum să ies de aici, voi vedeți? Hai, 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 că ești forțos, Andrei, hai. Hai, Andrei, hai. Hai, Andrei, hai, Andrei. Oare putem? Da, nu, nu, e blocat. Deci, uite acolo insulă, poate e ceva pe insula aia, dar nu pot să ies de aici, efectiv, voi vedeți? Oh, Andrei. Așa, așa, așa. Mamă, fratele meu, deci uitați-vă și voi, m-a spawnat fix la... Uite și nici nu urcă, efectiv, voi vedeți? Oh, my friend. Hai să vedem dacă urc așa. Dacă sar. Aolo, prea realistic. Haze New, uite ce că este și Haze. Nu știu, să vedem câți bani am. Mi-a arătat acum 10.305. Oare n-aș putea să mă duc? Aoleu, dar ce nasol e, frate, că te spawnează fix unde nu trebuie. Event start. Nu știu exact dacă... La freca ceva. Poate să participăm deși din episoade. Poate și la niște haste-uri. Că și acolo, din câte am înțeles, se câștigă destul de bine cei drept, dar na. Am ajuns aici la cer, la Dumnezeu. Mamă, dar unde m-a spawnat Razer, fratele meu? Eu nu înțeleg. Auzi, cucu. Nu se mai aude. Asta auzit. Auzit cucu. Cucu. Vai, dar... Vai, frate, eu sunt blocat aici. Deci, cred că mi-am găsit și titlul. Blocat în munți. Deci, m-am rătăcit prin munți, efectiv. Mamă, dar câte vă găscat pe pistolele aici, cred că... Bă, dacă câtă verdeață și câte chestii aici, vă dați seama, înțeleg și eu că... E blocat aici. Da, cred că o să punem capăt acest episod aici și data viitoare, opa, îmi cer scuze, poate o să vând motocicleta Bereșanilor și eu o să încerc să-i adaug mai multe îmbunătățiri mașinii, să-i adăugăm altă culoare, poate găsim o altă mașină pe care să o tunăm, bineînțeles, poate o să o și vând pe aia, nu știu, vedem, vom vedea Bereșanilor cum, o să văd eu ce o să fac, o să văd eu cum o să fac. Ok, ia să vedem, Martin Mission New, nu văd și eu, mamă, deci... Uite, deci sunt blocat, voi vedeți, verșanilor, sunt blocat efectiv aici. Oare dacă o să-mi dau suicide, oare, dar tot mă dă pe aici, nu te dă gen la spawn și chestii. Deci, voi vedeți, îs blocat efectiv pe aici. Bine, ce trebuie, inspectăm și noi ce găsim, noi inspectăm și noi munții ăștia, abar n-am pe aici. Oricum, cam asta a fost episodul, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Ciao!